30 de ani de la semnarea tratatului militar bilateral dintre Republica Moldova și NATO, Parteneriatul pentru Pace. Autoritățile susțin că în această perioadă s-au înregistrat un șir de progrese, iar NATO a devenit un partener strategic și de încredere în țara noastră. În cinstea evenimentului, întreprinderea de stat Poșta Moldovei a emis o serie specială de mărci poștale. Am sosit aici pentru a semna documentul cadru al Parteneriatului pentru Pace, având fermă convingere că concepția acestui document corespunde intereselor țării mele. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a subliniat că Alianța Nord-Atlantică a fost partenerul care a sprijinit independența și integritatea Moldovei. Potrivit lui Popșoi, în acești 30 de ani de colaborare, Moldova a avut sprijin politic constant pentru suveranitatea sa, a obținut rezultate importante în domeniul științei și inovării și au fost fortificate capacitățile Armatei Naționale. Alianța Nord-Atlantică, începând cu anul 1994, când am semnat Parteneriatul pentru Pace, a respectat, respectă și va respecta statutul de neutralitate a țării noastre. Unica țară care nu respectă statutul de neutralitate a țării noastre și îl încalcă flagrant de peste 32 de ani este Federația Rusă, care își păstrează trupe și muniții împotriva voinței suverane a Republicii Moldova. De aceea, noi vom consolida în continuare cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova. Șeful biroului de legătură al NATO în Moldova susține că în cei 30 de ani de la semnarea tratatului, cooperarea bilaterală s-a îmbunătățit constant și, odată cu aceasta, și capacitățile de apărare ale Republicii Moldova. Undeniably, the security environment faced by Moldova and NATO has changed significantly. We share a wide range of cross-cutting challenges and threats today that a single country or an organization cannot face and cannot tackle alone. That's also why, in 2023, at the Vilnius Summit, NATO allies reconfirmed their full commitment to the NATO-Moldova cooperation. Ministrul Apărării Anatolie Nosat i-a subliniat că, datorită parteneriatului, Moldova a obținut numeroase realizări, printre care și dezvoltarea capacităților de apărare. În această perioadă am avut privilegiul de a fi și o valoare adăugată pentru acest spațiu și totodată de a beneficia de asistență și expertiza NATO în dezvoltarea și modernizarea sectorului național de apărare. De la proiecte de asistență la exerciții comune, la schimb de experiență, și am avut oportunitatea să învățăm și să creștem alături de alianții noștri din NATO. Astăzi ne putem mândri cu o armată ce se modernizează și pregătită. Moldova a devenit parte a programului Parteneriatul pentru Pace în data de 16 martie 1994. Participarea la parteneriat îi oferă țării noastre oportunitatea de a-și consolida potențialul militar și de apărare, de a beneficia de cunoștințele și experiența țărilor membre NATO și a țărilor partenere în domeniul securității, de reformarea forțelor armate, pregătirii personalului pentru Armata Națională.